Atunci când elefanții se luptă, iarba este cea călcată în picioare, spune un înțelept proverb al poporului african. Timp de mai bine de 45 de ani, superputerile lumii, fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste și Statele Unite ale Americii s-au luptat surd în arena de proporții mondiale a războiului rece. Astăzi, unii istorici și analiști politici sunt de părere că iarba turtită de acești coloși a fost reprezentată chiar de restul popoarelor lumii. Deși războiul rece a însemnat, în principiu, o luptă ideologică a tratatelor, el a născut totuși multă violență. Agresiunea dintre Statele Unite ale Americii și URSS s-a consumat în regiuni precum Angola și Nicaragua, cele două națiuni ajungându-se în războaie delegate, susținute militar și financiar de forțele americane și sovietice. Teritoriul Europei a servit drept spațiu de stocare a rachetelor nucleare pentru ambele părți, în timp ce popoarele satelit ale URSS erau reprimate și subjugate și exploatate de regimuri comuniste. Tensiunea constantă care a caracterizat războiul rece s-a finalizat odată cu destrămarea din 1991 a Uniunii Sovietice, care s-a transformat și reformat devenind Federația Rusă. Acest colaps a fost precedat de revoluții în Polonia, Cehoslovacia și România, decăderea zidului Berlinului, precum și de dizolvarea statelor sovietice. Sfârșitul războiului rece s-a ivit însă atât de abrupt încât chiar 10 ani mai târziu neîncrederea capitulării încă obseda vestul. Paradoxal, această situație a fost foarte bine ilustrată de un episod din 1998 al serialului american de televiziune The Simpsons. Acesta prezintă un delegat rus la Organizația Națiunilor Unite, referindu-se la țara sa drept Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică? Întreabă mirat delegatul american. Credeam că v-ați destrămat. Asta am vrut noi să credeți, i-a replicat delegatul rus, râzând amenințător. Această scenă satirică denotă o concluzie clară a războiului rece. Nesiguranța. Ce anume a condus la căderea Uniunii Sovietice? Era colapsul URSS inevitabil sau America i-a stimulat dezintegrarea? Sau cum o spunea fostul director al CIA și expert în spațiul sovietic, Robert Gates, am câștigat noi sau doar au pierdut sovieticii? Istoricii care cred că Statele Unite au câștigat războiul rece sunt în număr mare de acord că victoria americană a fost garantată în special de resursele financiare ale unchiului Sam. Statele Unite ale Americii au dinamitat resorturile monetare ale sovietice prin războaiele delegate și prin cursa în armării nucleare. Ca rezultat la acestei frenezii a dominației asupra celuilalt, competiția dintre Est și Vest a dus lumea mai aproape ca niciodată un război nuclear. La sfârșitul anului 1962, în episodul denumit de istorici Criza rachetelor cubaneze, forțele americane au demascat prezența unor rachete nucleare sovietice în Cuba, la numai 150 de kilometri de Statele Unite, ocazie de care președintele din acel moment al Statelor Unite ale Americii, John Kennedy, a profitat din plin pentru a acuza URSS de intenții ostile și a demoniza și umili colosul sovietic în fața întregii lumi. Momentul a venit ca o putere puternică lovitură în mândria națională a URSS, care a fost nevoită să se retragă tăcut și să-și accepte cu oarecare îndărătnicire înfrângerea. Ca răspuns la această întâmplare, Uniunea Sovietică și-a canalizat toate resursele pentru a sta în fruntea Statelor Unite ale Americii, în privința capabilității nucleare, însă cercetările și progresele nu au fost deloc ieftine, mai ales când Statele Unite se țineau foarte aproape de cuceririle tehnologice rusești. În 1963, America a cheltuit 9% din produsul intern brut pe apărare, adică aproximativ 53 de miliarde de dolari, echivalentul la 362 de miliarde de dolari de astăzi. Deși de-a lungul anilor 60, Statele Unite au continuat să-și consolideze arsenalul nuclear, în perioada anilor 70, administrațiile Ford și Carter au condus o politică destul de critică, atât la adresa strategiilor sovietice de creare a unui stoc de armament atomic, cât și la adresa aceleași tendințe a Statelor Unite ale Americii. Când președintele Ronald Reagan a venit însă la guvernare, în 1981 a luat în forță proiectele din anii 60, concentrând mari sume de bani în strategiile de apărare. Mulți istorici îl acreditează pe Reagan cu meritul administrării loviturilor letale care au doborât într-un final Uniunea Sovietică, poate cea care a marcat finalul URSS fiind inițiativa de apărare strategică a lui Reagan. Acest proiect incomplet denumit popular Războiul Stelelor ar fi costat sute de miliarde de dolari, iar planul viza înarmarea spațiului cosmic cu un scut alcătuit dintr-o
rețea de rachete nucleare și lasere amplasate pe orbita terestră, care ar fi interceptat și anihilat orice atac al Republicilor Sovietice și ar fi reacționat devastator în cel mai scurt timp. Această inițiativă ar fi fost punctul culminant atât al cursei spațiale, cât și al cursei înarmării dintre SUA și URSS. Deși Star Wars a fost criticat și catalogat drept o fantezie de care reprezentanții ai ambelor părți ale cortinei de fier, Reagan era loial proiectului. Iar economia vlăguită a Sovietului pur și simplu nu a mai putut ține piept escaladării cheltuielilor de apărare. Parte din colapsul monetar al URSS a venit însă și din vărsarea uriașă de fonduri într-un sac fără fund, Afganistan. În 1979, sovieticii au invadat și au ocupat această țară, astfel încât Statele Unite ale Americii au răspuns prin susținerea și antrenarea în secret a mujahidinilor, rebeli insurgenți care s-au mobilizat împotriva sovieticilor în Afganistan. SUA i-au susținut masiv pe mujahidin, iar invazia rușilor s-a prelungit și a devenit tot mai costisitoare. În cele din urmă, afganii au înfrânt URSS, iar sovieticii s-au retras în 1989. Dar nu toată lumea este de acord că sfârșitul comunismului a fost rezultatul buzunarilor adânci ale Statelor Unite. Unii istorici cred că URSS și-a încheiat natural ciclul de viață și că SUA a fost numai un martor al morții sale. Există teorii care susțin că regimul comunist este pur și simplu insuportabil pe termen lung, la o scară largă, o construcție artificială și imposibilă care, la un moment dat, se prăbușește. Ca atare, declinul URSS era inevitabil. Deci, poate fi cineva declarat învingător într-un război în care unul dintre oponenți se sinucide? Depinde din ce unghi privim problema. Teoretic, SUA au fost cele care au rămas în picioare în urma bătăliei, iar acest lucru le-ar declara câștigătoare. Însă nu toată lumea împărtășește acest punct de vedere. Unii istorici sunt de părere că SUA a prelungit războiul rece cu cel puțin un deceniu, preferând o retorică agresivă împotriva URSS în locul acțiunilor concrete, iar administrarea lui George Bush aduce unele dovezi în susținerea acestei teorii. Pe măsură ce URSS pare să se destrame, toată lumea se așteaptă ca Washingtonul să-i acorde lovitura de grație. Dar Bush a fost rezervat, în timp ce unii critici se întreabă de ce acesta nu a profitat de o ocazie pentru a lovi fatal URSS, alții îi acreditează rezerva, spunând că președintele american a adoptat o strategie foarte înțeleaptă și a permis Uniunii Sovietice să moară natural. Fără alte intervenții ale statelor, Bush a evitat să împingă URSS la acte disperate și astfel, sub administrația lui, Uniunea Sovietică s-a dezintegrat fără a fi necesară o luptă nucleară devastatoare înaintea capitulării. Chiar și cei care sunt de părere că Statele Unite ale Americii au adus moartea URSS, trebuie să accepte ideea că în lipsa lui Mihail Gorbaciov și a politicii sale reformiste, disoluția Uniunii Sovietice ar fi putut dura mult mai mult. Gorbaciov, care a fost oponentul lui Reagan în războiul rece, a introdus reforme năvalnice care au alternat în mod fundamental fabrica socială, politica și economia URSS. Celebra restructurare a lui Gorbaciov a deschis economia deținută de stat unor patroni privați, ghidând tranziția către o economie de piață mai liberă. Dar economia rezultată în urma acestei tranziții radicale și rapide nu a fost capabilă să susțină URSS. Probleme cu largă răspândire, precum sărăcia și lipsa de hrană, au îmbolnăvit țara. Aceste probleme se poate să fie avut un efect mai redus asupra dezintegrării URSS, dacă nu ar fi fost reforma majoră a lui Gorbaciov. Libertatea a inversat inițial politicile URSS de totalitarism brutal, suprimare a criticii la adresa guvernului și a libertății de expresie. Sub libertate, muncitorii puteau să facă grevă, jurnaliștii își puteau publica editoriale de opoziție la adresa Kremlinului, iar protestatarii se puteau manifesta liber. Combinația dintre reformă politico-economică și-au adus contribuția la revoluția din mediul rural al URSS, ce a condus la înlocuirea unui sistem comunist totalitarist cu unul democratic pluralist, cel puțin în teorie. Deci, dacă URSS a murit din cauze naturale, cine merită titlul de victorios al războiului rece? Au existat, de fapt, mai mulți câștigători. În mod cert, democrația a câștigat pe măsură ce a înlocuit sistemul comunist, nu doar în URSS, dar și în sateliții sovietici. Libertatea pieții a avut de câștigat. De asemenea, așa cum și corporațiile transnaționale au câștigat milioane de clienți în plus după căderea Uniunii Sovietice. Și în cele din urmă, toată lumea a câștigat pentru că a ieșit din războiul rece fără a suferi anihilarea nucleară. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre războiul rece și cine considerați că a câștigat? Vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați de follow pe Instagram la JokerVirtual1, ne vedem cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.
Thank you.